Ok, salutare la toată lumea, aici Sebastian Pap și astăzi vom face o analiză a topul aplicațiilor de pe iOS, adică pentru iPhone-uri, din categoria de business. Vom lua și latura de educație și finanțe. Bineînțeles, acestea fiind filtrate în funcție de cele mai folosite, cele mai vizualizate și cu un trend în creștere. Bun, o să începem cu grup SMS Go. Pe locul 2 avem Iris Scan to PDF. Sincer, nu cred că știu exact principiul de funcționare al acestora, însă posibil să îți scaneze pupila sau ceva de genul și să-ți pună într-un PDF, cel puțin așa sugerează numele, document scanner, infografic. Deci observăm oarecum o zonă a aplicațiilor ce facilitează o prezentare într-o mai bună manieră sau ceva de genul. Scanări, infografice, and so on. PhotoVault Pro, probabil vreo galerie premium, Docs for Microsoft Office, Lean Canvas. Acesta cred că te ajută la nivel de poze, să le faci mai profesionist. ePresenter for Microsoft, nu știu ce, Logo Design Creator, Projecționist, Retro Recorder, ok, pentru semnături, pentru time tracking, ce mai avem aici, Color Recording, Scanner, PrestaShop, QR coduri. Din nou chestii în zona de PDF și prezentări, logo, Genius Site, export de PDF, Go Link, o poziție, poziția 35 cu o rubrică de SEO, Voice Recorder, Business Secrets, nu știu ce e asta, PDF prin scan. Dacă erau pe Android, probabil știam și eu o parte din acestea, însă, din nou, zicând că sunt pe iOS, eu nu sunt pe iOS, n-am niciun device cu iPhone, nu le cunosc. CSV File Editor with Import and Export, Smart Group, Speed Names Contacts, Fast Scanner Pro, din nou scanner de PDF-uri, Clear Recorder Pro, Noise Free Voice Recorder, Password Manager Pro, Pro Scanner, Tracker Timer, ok, Public Folder, WinMail.File Viewer Pro, PDF Scanner, ok, Sky Test, Email Signature. Deci oarecum observăm o tendință către logo creation, scanări, PDF-uri, infografice, PDF to Word, să vezi ce se transformă în fișier PDF în Word și invers, Skip Video Pro Edition. Deci avem și chestii de e-mail cu signature, chestii care se îmbunătățesc vizual prezentările, Fine Scanner Pro, Războiul Art of War, Arta Războiului de Sun Tzu, recomand cartea aceasta, este un e-book. Interesant, Explorer, Say It, Mail It, Recorder, asta e interesant, Say It, Mail It. Vorbești cu aplicația respectivă și ei îți fac acel audiomesaj și îl transmit. Am impresia că există și versiunea în care ce vorbești, ei fac transcrierea automată în text, Business Card Scanner. Probabil aplicații să scanezi mai multe business card-urile. Ok, Supercam Pro, Documents, Voice Action, Smart Office, Smart Business Card. Deci am văzut cam care ar fi acestea top aplicațiilor plătite pe business. Hai să vedem și topul aplicațiilor pe educație. Bineînțeles, filtrate de pe partea de interese și avem educație, Monster Park, ok, Toca Kitchen. Probabil sunt jocuri educaționale, Skyview, Cetera Geography, Mathematics. Din câte țin minte de la Mikey H sau un YouTuber, aplicația aceasta faci poză la ceva formule și îți zic direct rezultatul. Learn Romania, Laxela Study, Toca Nature. Cei care aveți Android-uri, pardon, cei care aveți iOS și vedeți aceste aplicații, probabil ați folosit minim 10-20 dintre acestea. Eu, după cum te-am zis, nu le cunosc, nu sunt familiar cu iOS și nu știu, deci nu-mi dau cu părerea. Engleză pentru toți, ce mai avem la educație, Atlas 2018 Pro, Învață-mă cuvinte, Toca Hair Sale, Salon, Hopa City 2, Smart Cockpit, Reflector Director, mai avem Blaze the Monster Machines de la Nickelodeon, Micro Expression Tanner, ok, chestii pe gramatică, dacă vrei să înveți ungară, italiană, Toca Life, Toca, școala chestionare auto. Ok, și mai vedem și zona de finanțe și cu asta încheiem. To keep it short and simple,
Probabil aici vor fi foarte multe aplicații din zona de banking, adică aplicațiile de logare la banking, vedem imediat. Nova calculator for Austrian vehicles. Ok. Moneypad, Bill Assistant Pro, BT Sticker Pro, Save Up, Debt Strategy, Bank Card Checker, Quick Money Premium, Budget Calendar, Unspent, Track Your Spending Money, Debt Tracker Pro, Expenses Under Control, Share a Bill, Saving Calculator, Cryptocurrency, Debt Monitor Pro, Tax Control Pro, Loan Calculator, Home Bookkeeping, E-Valid Card, Wallet Plus, Five Coin Expense, Bill Forecast, Stocks Pro, Real Time Stock. Deci chestii de bugetare mai mult, financiar, neapărat aplicații. Și monitorizarea la ce ține de partea asta de stock market. Hai să vedem ce avem și mai departe. Daily cost. Și mai multe aplicații de budgeting, din câte văd. Și management financiar, bills, currency, outflow, best budget pro. Strict software, soluțiile de la cashcontrol.ro mi se par cele mai ok la nivel de România și pe calculator you need a budget. Dacos Pro, Gold Spy, Crypto și Mining. Deci vedem soluțiile de mining, spying la nivel de marketuri și chestii de bugetare. Dacă ar fi să mai mă uit și la chestii cu un interes, hai să vedem și partea de lifestyle, topul aplicațiilor plătite pe lifestyle, bineînțeles care au o anumită creștere, nu mă interesează altele. Creștere de 126, Baby Heartbeat Listener, Style Bookman, Baby Ears by DBL, Baby Monitor 3G, Baby Feed, deci chestii pe baby, pe copil, cam Asutra, 101 poziții, Baby Alarm, chestii pe copii, Feng Shui, chestii de sex, Life Paper, Gratitude Journal, Future Me, deci chestii de management personal, jurnale, Tiny Baby, ok, Osho, probabil ceva aplicație cu quotes, Arhanghel Gabriel Guidance, deci chestii și cu tentă spirituală la lifestyle, stickere for iMessage, iconuri, peste 100 de sunete ringtone-uri, style book-uri, din nou avem Kama Sutra, My Home, Emotions, Birth Reminders, ok, wallpaper, soluții de alarming, ok. Bun, cam acestea, după cum ați văzut și voi, sunt topul aplicațiilor plătite pe iOS din rubricele studiate de lifestyle, finance, educație și business. Nu mai uităm la aplicația de news și cu asta încheiem. Acestea sunt făcute strict pe 7 octombrie 2018, deci ar trebui să vedem la rubrica de store change lucrurile actuale de acum. Pocket Cast mă miram să fie pe prima poziție. Dacă facem filtrul de la store change, vedem soluție de la kiosko.net pe today's newspaper. Mă așteptăm aici să văd chestiile de la eZine Articles sau ceva news. Ok, cred că acestea sunt probabil ceva mai folosite la nivel de UK sau în America. Mă îndoiesc că acestea sunt folosite de români, deoarece au niște denumiri oarecum ciudățele și nu prezintă, de exemplu, acesta cu China, iDaily 2012, nu știu ce. Nu prezintă, din punctul meu de vedere, interes pentru români acest gen de aplicații de știri. Adică mă așteptam să văd un adevărul, în realitate, un GSP, eZine, dacă aveam rubricile de global. Deci strict ce înseamnă news, chestii video, știri, din nou scanare de documente și things like that.
Hai să vedem și trendingul la nivel de aplicații. Trending app, Pocket Cast, Presidential Ringtone Director, Serbian TV Plus, Trending down, Lire News, Gazeteller, Screed, Shy, Outfunnel, Real RSS. Bun. Hai eventual să le vedem și de tip gratuit, care au creșteri și scăderi. Bineînțeles că acum la cele gratuite le găsim pe cele care, într-adevăr, din punctul meu de vedere, sunt folosite de români. Și avem așa, Busy Day, CNN, Al Jazeera English, Actualități.info, Floral Fundamentals, NCN TV Cluj-Napoca, Engineering.com, Internal Auditor Magazine, Trending Down, Știrile Pro TV, Google News, Știri pe Surse, eDevice.ro, Push-Up, Bloomberg, Diaspora 24 TV, acesta cred că e pe Ungaria, și care au fost scoase din top 100 la rubrica de știri, evenimentul zilei nu prea mai relevant pentru oameni, eNews TV, Bihon.ro, Top Buzz, The Guardian, Automarket, Ghid TV România. Ok. Însă, care prezintă interes ar fi Realitatea TV, Antena 3, Bloomberg, NBC News, Instapaper. Deci strict pe gratuite. E, acum ceva mai vorbim. Bineînțeles, dacă vreau să mă uit și la cele de news pe device-urile de tip Play Store, adică oamenii de pe Android, o să avem Play Store All. Hai, dacă tot am fost pe news și business, ne concentrăm pe business. Deci topul aplicațiilor gratuite de business din România pe Android-uri ar fi așa: Slack, care e o soluție de emailing ceva mai eficientă decât emailul în sine de la Yahoo sau de la Gmail, Uber Driver, încă o aplicație în trend pe partea de business, suita de Office de la Office Suite, un management de documente, Microsoft Teams, soluții de printing, My Price List, Trending Down, adică care nu mai sunt cum era odată, avem Facebook Page Manager, Page Manager, Fan Courier, Smart Bill Cloud, ok, Workplace Chat by Facebook, acesta nu cred că a fost niciodată în trend, care au ieșit recent din top 100. Avem Security Services de la IBM, Credit Card Reader, ok, 100 de căi de a face bani, nu știu ce. Cele care prezintă un interes în perioada aceasta ar fi monitorizare vot, probabil tamtamul cu referendum, Business Card Maker, Card Digital Metro, PayPal for Business, Poșta Română Mobil. Ok, interesant. Bun, deci s-au văzut câteva filtre referitor la topul aplicațiilor plătite, gratuită, Android, iOS. Dacă dorești o astfel de analize ceva mai în detaliu referitor la partea de aplicații sau site-uri, de regulă le facem la nivel de site-uri, feel free to give me a message. Și voi încheia cu rubrica de Slack, pe care și eu o folosesc, cu performanța acestei aplicații. Deci, după cum am zis, aplicația aceasta este de productivitate, de mailing, în caz că ai echipă sau vrei să fii mai productiv, și este foarte tare din punctul meu de vedere. Vedem că aceștia sunt folosiți în special de oameni din țări precum Bangladesh, Uruguay, Republica Dominicană, Noua Zeelandă, Norvegia, Finlanda, Olanda, Danemarca, Ungaria, Israel, Irlanda. Mă așteptam să fie și în top 10 România, dar se pare că nu este. Ok. Topul traficului extern avem, în funcție de sursă, search și recomandări, social email marketing, Get Slack Help, Android Authority, Android Central. Deci se pare că oamenii care folosesc mai mult Android folosesc Slack-ul. Cred că există și pe iOS, dar posibil să mă înșel. Acesta fiind într-o oarecare competiție, să zicem așa, cu Asana, Starbucks, Tiny Scanner, Trello, sau de fapt nu competiție, scuze, recomandări, cu cine se recomandă la nivel de aplicație. Oamenii mai caută soluțiile de la Salesforce, Kanban, Flow, Asana, Slack din nou. Bun.